Povestea cântecului. Basm ucrainean cules de Vladimir Colin, partea 1. Tocmai dincolo de Zare, undeva în depărtare, chiar în mijloc de ocean și pe insula Buian, stă un moș sub pom și așteaptă să-i pice o pară coaptă. Stai pe loc, nu te zori, și povestea va veni. Fete mari de-or s-o asculte, au să aibă panglici multe, și mărgele, și inele, și betele frumușele. Flăcăiași de-or asculta, chivără vor căpăta, cizme drepte și înțelepte, învățate să se îndrepte, unde fumegă friptura și-ți lasă apă gura. Ei, șacu fecior și frați, ascultați! Trăia odată un țăran bătrân, cu barba cât un car cu fân. Toată viața muncise de dimineață până seara și dacă l-ar fi întrebat cineva de ce bucurie își amintește, n-ar fi știut să răspundă. De nicio bucurie nu-și amintea. Rău e să fi trăit o viață întreagă și să nu fii în stare să pomenești un singur prilej de bucurie. Era din pricina asta trist bătrânul și de multe ori sta pe seară și lăcrăma. De ce plângi, tată? Îl întreba feciorul lui Vaniușa. De nicio bucurie n-am avut parte, i se jăluia bătrânul, și puține zile mai am de trăit. Of, Vaniușa, băiete, de-aș găsi și eu prilej de bucurie. Dar tu stai cât e ziua de lungă și tai frunze la câini, așa că și dinspre partea asta trebuie să-mi iau nădejdea. Amărâtă viață mi-a fost hărăzită și amărâtă bătrânețe. Vezi tu, viața era tare grea pe atunci, dăduse strajnică poruncă stăpânul ca mâhnirea să-și întindă aripile peste lumea întreagă. Oamenii munceau încruntați, fără veselie, râsul era pedepsit ca o fără de lege, dar pe stăpânul cel posomorât nimeni nu-l știa și nimeni nu-l văzuse la față. Trebuie să știți că Vaniușa era un flăcău în putere, cu pletele galbene ca secara și luminile ochilor ca cicoarea. Era zdravă, îndrept și alb ca mestecenii, iar inima îl trăgea spre voie bună. Dar dacă toți oamenii erau posomorâți, de ce n-ai fi lucrând tu în rând cu ceilalți? Îl întreba tatăl, văzându-l că odată se oprește din arat și rămâne cu capul ridicat, ascultând fluieratul unei mierle. Nici Vaniușa nu pricepea ce-i cu el, se apuca de o treabă, ieșea, să zicem, la coasă și un timp muncea ca toți ceilalți în tăcere așa cum era porunca, dar numai ce îl vedeai că se aprinde și, nu știu, ai fi zis că vrea să caute ceva, că nu-i mai ajunge coasa și inima-i cere cine știe ce. Se oprea, se frământa și până la urmă fugea în pădure, acolo asculta cântecele păsărilor și încerca să cânte cu ele. Fluiera, ciripea, șțuguia buzele și nu rămânea de căruță. Ascultându-l, ai fi zis că are pene și zburătoare, nu om cu frunte și două picioare. Dar ce folos! Nici viersul păsărilor nu-l putea mulțumi și Vaniușa acum se întorcea la coasă, acum alerga din nou în pădure. Cu asemenea fel de a munci, se înțelege, mare scofală nu făcea. Bătrânul se amăra, mai cu foc plângea și gândul unei bucurii venite prin fecior îl părăsea. Să vă spun acum, pe vremea aceea oamenii nu învățaseră să cânte. Uite așa, nimeni nu știa nici de cobză, nici de nai, nimeni nu bănuia măcar că asemenea scule pot fi. Nici Vaniușa nu știa de ele, dar inima lui cerea cântece, așa cum știu că cere apă, șoimul văzduh și omul libertate. Neavându-le, flăcăul nu-și găsea locul. Cum aș putea împrăștia tristețea de pe lume, se întreba deseori, dar la asemenea întrebare nu-i putea nimeni răspunde. Într-o zi alergă ca de obicei în pădure, lăsând secerătorii pe câmp, dar abia intrase în poiana unde îi plăcea să asculte cântecele păsărilor, că o ploaie năpraznică l-o dă până la piele. Începu să fulgere. Nu-i bine să stai în pădure pe vreme de furtună. Asta o știa Vaniușa, dar ce era să facă? Zări o scorbură mare în trunchiul unui copac și, fără să mai stea pe gânduri, se vârâ în borta care mirosea a ciupercă și lemn putregăit. Care nu-i fu însă mirarea când văzu scorbura pe dinăuntru. Pereții păreau pereții unui palat, într-atât erau de împodobiți cu cioplituri măiestre în adânciturile lemnului, anume așezați cu chibzuială, nenumărați licurici scânteiau ca niște pietre scumpe. Din scorbură pornea în jos un șir de trepte, așternute cu mușchi mioale. Ce-o mai fi și asta? Se întrebă Vaniușa. Fără să prejete, coborâ treptele, afundându-se în pământ. În jurul lui locul se lărgea și lumina era tot mai vie. Scara cotia apoi fără veste și se trezi într-o grădină.
Iarba care creștea acolo era albastră, nu verde ca cea de pe pământ, și îi se înălța până peste genunchi. Florile erau numai de două feluri, de aur și de argint. Dacă le atingeai, sunau ușor ca niște clopoței. Dar cea mai mare minune a grădinii erau pomii, cu trunchiurile lor lustruite și strălucitoare ca niște stâlpi de gheață. Frunzele pomilor erau și ele albastre, iar poamele care atârnau de crăci erau cireșe de rubin, pere de opal, nuci de smarald și câte altele numai și numai din nestemate. Iar toate minunile se oglindeau în apa de aur a unui havuz, care cânta ca 10 privighetori, ba și mai și. A încremenit Vaniușa văzând unde îl duseseră pașii și, de frumusețea grădinii de sub pământ, a simțit că îi se taie răsuflarea. Atunci, în liniștea grădinii, a răsunat un glas. Apropie-te, flăcăule! S-a întors Vaniușa, a privit în dreapta, a privit în stânga, nimeni. Se poate să nu mă vezi? Sub un copac cu ramurile groase, pe un tron închipuit dintr-o pernă mare de catifea roșie, odihnea o broască țestoasă. Carapacea era mare cât roata carului și împodobită cu aur, iar pe cap avea o coroniță de flori. Ce te-a adus la mine, Vaniușa? Înțelese flăcăul că țestoasa e stăpâna grădinii și și-a mintit de poveștile bătrânilor care pomeneau despre stăpâna lumilor de sub pământ. Mare era puterea, iar pe cel ajuns în grădinile ei îl putea dărui cu tot soiul de minuni sau ține rob până la sfârșitul vieții. Dar că stăpână era o broască țestoasă, se vede treaba că nici bătrânii nu aflaseră. Slăvită stăpână, începu Vaniușa, am venit... Lasă, Vaniușa, răspunse țestoasa, știu eu mai bine decât tine pentru ce ai venit. Tu nici nu știi ce cauți. Ascultă! Țestoasa făcu un semn și la semnul ei, în copacii de gheață se treziră sumedenie de păsări, cum Vaniușa nu mai văzuse. Frunzele albastre ale copacilor se izbiră ușurel, se izbiră și crengile de gheață și florile de aur și de argint, se izbiră între ele și poamele de nestemate, iar în liniștea grădinii se ridicară atunci niște sunete nemai auzite, însoțite de clipocitul apei de aur. Acum ciripeau și păsările, sunetele se legară, se împletiră și născură un cântec atât de lin, de dulce, încât Vaniușa simți din nou că îi se taie răsuflarea. I se părea că în cântecul grădinii fermecate se vorbea de satul lui, de bătrânul care aștepta de la el bucuria pe care o viață întreagă nu i-o adusese, de oamenii care ară și seceră, de holdele legănate sub cerul albastru, de tot ce e frumos pe pământul scăldat în soare. Tot atât de fără de veste, cum începuseră să dea din aripi, păsările se opriră însă și, nemai mișcându-se, pieri și boarea care stârnise cântecul grădinii. Încă, încă, strigă Vaniușa, poruncește slăvită stăpână să mai bată din aripi, vai, de-aș putea povesti și eu atâtea prin sunete. Ăsta-i cântecul, Vaniușa, răspunse țestoasa. Cântecul? E ceea ce cauți, fără să știi, de atât amar de vreme. Ai vrea să cânți și tu? Ai vrea să împrăștii tristețea de pe lume? Inima lui Vaniușa bătea ca un clopot, deoarece știa că stăpâna lumilor de sub pământ îi putea dărui puterea cântecului. Șopti fierbinte. Vreau mai mult decât orice pe lume. Țestoasa își clătină capul. Știam eu. Dacă e așa, pornește Vaniușa drept înainte. Sub un pom uriaș ai să-l găsești pe unchii meu, dormind. Ia seama însă, Vaniușa, dacă s-o uita la tine cu ochiul stâng, o să fie mânios și gata să te înghită. Dacă s-o uita cu ochiul drept, n-o să mai știe ce să facă pentru tine și o să te ajute cât eu stau în putere. Te încumeți să pleci? Dar o să mă ajute să cânt? Întrebă Vaniușa. Numai el te poate ajuta, spuse țestoasa. Atunci sunt gata. Rămâi cu bine, stăpână. Du-te cu bine, Vaniușa. A plecat Vaniușa. A ieșit din grădină și a mers pe un câmp cu iarbă albastră. În mijlocul câmpului creștea un pom uriaș, cu trunchiul gros, cât 10 oameni strânși la un loc, și sub pom dormea o namilă înspăimântătoare cu gura cât șura. Să-l trezesc, să nu-l trezesc. S-a hotărât Vaniușa să-l trezească. Ce-o să fie?
a rupt o creangă din pomul cel mare și a început să gâdile Namila în ureche. Namila s-a răsucit, s-a trezit și a privit spre Vaniușa cu amândoi ochii deodată. Era mânios și în același timp gata să-l ajute. Ce vrei, stârpitură?" M-a trimis nepoata ta, Țestoasa." Bine că te-a trimis! V-ați făcut un obicei. Vedeți că omul doarme și-l treziți pentru toate fleacurile. Mai bine te-aș înghiți și gata. Cred că ai carnea dulce, mai dulce decât carnea de pui. Și ce stai așa? Acu, dacă m-ai trezi, spune ce vrei!" I-a spus Vaniușa de cântecul grădinii. I-a spus că vrea să cânte. Poftim!" a răcnit Namila. Acum vrea să-i dau și arcul voinicului pământului și săgeata străpunge tot. Altceva nu mai vrei?" Păi de ce să-mi dai arcul?" a întrebat mirat Vaniușa. Vrei să mă înveți ce să fac?" s-a stropșit Namila. Fără arc și săgeată poți rămâne și aici, tot una-i." Așa, bruftuluindu-l și suduind, ca să împace răutatea ochiului stâng, dar ajutându-l cu sfatul și cu fapta cum îi poruncea bunătatea ochiului drept, l-a lămurit unchiul Țestoasei care de trecut o apă, să nu se mire de nimic și să nu-i vorbească luntrașului care îl va duce pe un ostrov. Acolo se ridică un munte și în vârful muntelui străjuiește de mii de ani călărețul de aramă, tartorul vinovat de întunericul din inimile oamenilor. El e stăpânul posomorât, care ar fi cernit și lumina soarelui, de-ar fi fost în stare. Vaniușa să încordeze arcul voinicul pământului și să tragă în călăresc cu săgeata străpunge tot. Apoi, întrebă Vaniușa văzând că Namila se oprește din vorbit. Supărat, uncheșul Țestoasei se porni pe strigat. Apoi, apoi, ia priviți-l pe nătăfleață, vrei să scadă tot umură în gură? Piei din fața ochilor mei și mai ales din fața ochiului stâng că nu știu ce fac. Adevărul este că Namila striga pentru că mai departe nu știa cum să-l mai povățuiască pe Vaniușa, numai că flăcăul înțelese cum vine treaba. Mulțumind pentru arc și pentru săgeată, le-a luat și-a porces voinicește la drum. Sfârșitul primei părți.